Andrei Petru Bucă avea doar 29 de ani. A absolvit Colegiul Murgoci, iar apoi a ales să studieze arhitectura, facultate pe care a și terminat-o. Reușise să își deschidă propriul birou de arhitectură, iar afacerea mergea bine. Din păcate, incendiul de la Clubul Bucureștean Colectiv i-a curmat viața, lăsând în urma lui familie, rude și prieteni îndurerați. A fost prieten cu băiatul meu. Și cum era? Era un băiat vesel, un copil minunat. Și copilul meu îl căuta disperat vineri noapte. Am stat cu el pe Facebook să-l găsim, să aflăm ceva de el. Și a spus, mamă, nu știu nimic. Nu am aflat, părinții lui îl căutau disperat, nu aflau nici măcar dacă e luat, dacă e dus într-un spital sau în sfârșit. Și a doua zi dimineața am văzut la știri, la un post, că era mort. Da. Deci, bă, tragedia e cu atât mai mare cu cât oricare din copiii noștri puteau să fie acolo, oricare. Deci, de vineri eu n-am mai avut liniște, credeți-mă. Suntem foarte impresionate. Vedeți că nu pot să mă abțin de plâns. Ce să mai spunem noi, că nu ne aude nimeni. Mi pare foarte rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dumnezeu să ierte și însănătoșire la toți răniții care sunt în spitale. Cred că a fost și un pic de incompetență, cred că a fost ceva, o neglijență. Am vrut să aduc un ultim omagiu celor care au murit. În astfel de momente chiar trebuie să fim uniți și să ne punem oarecum în pielea lor. Dumnezeu să-l odihnească în pace.